Bună seara tuturor! Eu nu doresc să spun decât atât că Uniunea Social Liberală își parcurge nemilos calendarul, că așa cum v-am anunțat și cum programaseră practic negocierile cu fiecare județ sunt încheiate, suntem în măsură să nominalizăm. Am nominalizat astăzi candidații pentru fiecare poziție din cele negociate la Consiliile Județene și la primăriile de ședințe de județ. Există încă de finalizat sub acest aspect cele 6 sectoare ale municipiului București și în rest puteți intra și în posesia listei care se află la secretarul general. Lucrurile sunt negociate nu doar la nivelul acestor candidați comun, ci și în, repet, în linii mari, în toate celelalte puncte de negociere, listele, ponderile, posibilitățile de țară, municipii și așa mai departe. Eu doresc încă o dată să le mulțumesc și colegilor mei președinți și mai ales secretarilor general ai partidelor noastre care au fost greu în acestor negocieri și intrăm în faza următoare în care pregătim cele 3 congrese din 6 aprilie și, de asemenea, lansările de candidați vom fi prezenți în teritoriu cât mai multe locuri alături de colegii noștri care candidează. A doua chestiune pe care aș dori să o spun eu, fără să mă întrebați dumneavoastră și, sincer, chiar n-aș vrea să mai dăm importanță în asemenea versiuni, nu știu dacă administrația prezidențială a pus la dispoziție sau nu stenograma sau înregistrările vestitelor discuții pe care noi am avut ultimul cu președintele Traian Băsescu. Poziția noastră vă e cunoscută. Noi cerem oricum Palatului Cotroceni să pună la dispoziția publicului, cetățenilor, înregistrările tuturor consultărilor care au avut loc la Cotroceni, nu numai între noi și domnia sa președintă, ci și între celelalte formații politice care s-au oferit acolo, adică dacă este să vedem ce s-a discutat cu acest prilej și cu altele, nu avem absolut nimic de ascuns și cred că oricine poate să-și dea seama cine este serios și cine nu în urma acestor stenograme, care, repet, sper să fie corectă, o să le vedem și noi dacă o să fie date publicității. Îi zic mai departe pe domnul președinte de Ponta și după aceea domnul secretarul Constantin despre probleme chiar serioase. Eu doresc să vă comunic câteva dintre deciziile pe care le-am adoptat acum în ședința Uniunii Social Liberale. În primul și în primul rând, referitor la legile energiei, pachetul de legi sau pachetul legislativ privind energia, solicitarea noastră oficială către Coaliția de Guvernare este să declanșeze un dialog cu noi, cu opoziția, cu societatea civilă, cu lumea de afaceri, înainte de a promulga un asemenea pachet. Sunt lucruri esențiale care țin de siguranța națională a României, de modul în care un guvern provizoriu, până în noiembrie, decide practic asupra sorții României din punct de vedere energetic pentru mulți ani de acum încolo. Este vorba de responsabilități, de ce România, iată, a întârziat un an de zile aplicarea deciziilor luate la nivel european. De ce România, în continuare, astăzi, are în funcțiile de manager numai membrii ai Partidului Democrat Liberal care sponsorizează și care duc toate resursele acestor companii energetice către Partidul Democrat Liberal și aliații săi? De ce prețul atât al combustibililor, cât și al energiei și al gazelor întotdeauna se reflectă asupra cetățenilor și asupra celor care nu au, până la urmă, puterea de decizie, în timp ce contractele preferențiale cu băieții deștepți, managementul politic și toate afacerile de partid ale membrilor mai cunoscuți sau mai puțin cunoscuți ale PDL, văd că se desfășoară în continuare în aceeași formă. Nu vom participa în Parlament la votul privind asemenea legi, până când acestea nu sunt discutate, în mod transparent. În ceea ce privește energia, nu putem să procedăm, cum e obișnuit primul ministru, de la serviciile secrete. Adică venim cu decizia și noi explicăm că nu e nevoie. Știm noi de ce. În cazul legilor privind energia, trebuie transparență, trebuie seriozitate și trebuie standarde europene.
A doua decizie a Uniunii Social-Liberale. Vă reconfirm faptul că nu vom participa până la alegerile parlamentare, când se va alege un nou parlament legitim, nu unul mutilat de traseism politic și de corupție, de șantaj cu dosare și de toate celelalte metode utilizate de puterea actuală. Nu vom participa la nicio întâlnire și la niciun proces de revizuire a Constituției României. Imediat după alegerile parlamentare, cu un nou parlament, cu legitimitatea pe care ți-o dă votul oamenilor, vom proceda la modificarea Constituției, iar ideea noastră este ca în 2014 să putem să mergem în fața cetățenilor pentru referendumul de ratificare a modificărilor constituționale. Am confirmarea că nici UDMR-ul și nici minoritățile nu participă la un asemenea proces. Declarația de astăzi a președintelui PDL Emil Boc este o declarație neserioasă și care nu are nicio legătură cu realitatea. De asemenea, mâine în Camera Deputaților, parlamentarii Uniunii Social-Liberale nu vor participa la votul privindu-l pe PD-listul deputat uneperist actual Boldea. O să vă spun direct și din punct de vedere juridic și din punct de vedere politic. Din punct de vedere juridic, în Camera Deputaților, cei de la putere au majoritate. Când au vrut să-și treacă o lege, am văzut că au trecut legea picnicului. Au venit sau chiar dacă nu au venit, numărând Roberta Anastase, oricât de puțin vor fi, vor avea voturile necesare. Noi nu ne amestecăm cu hoții și nu participăm la proceduri cu hoții. O pe doamna Anastase, care se pricepe foarte bine la acest lucru, să facă bine mâine să nu chiulească pederiștii și uneperiștii și udemeriștii, să vină la Camera Deputaților și să permită parchetului să meargă mai departe distanță cu cererea de arestare preventivă. O mai spun încă o dată pentru cei cu o cultură juridică mai săracă, nu mai există imunitate din 2003, nu se cere ridicarea imunității, deoarece fiecare parlamentar poate fi cercetat penal, trimis în judecată, condamnat fără nicio cerere către Parlament. Este nevoie de aprobarea Parlamentului pentru percheziție și pentru arestare, iar pedeliștii care au furat împreună cu domnul Boldea pot să se strângă acum și să-l dea pe mâna parchetului. Că asta e. E între ei. În al treilea și ultimul rând, vreau să vă anunț că așteptăm mâine o decizie, sau săptămâna aceasta, o decizie extrem de importantă a Guvernului României, referitoare la Universitatea de Medicină și Farmacie de la Târgu Mureș. În măsura în care Guvernul Ungureanu va dispune segregarea pe criterii etnice a Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș, propunerea noastră către grupurile parlamentare va fi de a introduce o moțiune de cenzură și de a încerca, chiar dacă probabil vor sta lipiți în bănci și nu vor participa la vot, de a trage un semnal de alarmă și de a exprima, practic, poziția noastră politică foarte clar. Mulțumesc, domnul Constantin. Da, în această seară, la ora 19, cum aveam întâlnire cu Comisarul European pentru Politică Regională, domnul Han, care ne-a invitat la o discuție în formatul Uniunii Social-Liberale. Voi participa cu domnul președinte Victor Ponta la această discuție, pentru că noi considerăm o problemă mai presus decât politica din România. Vom prezenta Comisarul European, așa cum am făcut și acum două săptămâni într-o dezbatere publică, soluțiile pe care Uniunea Social-Liberală le consideră ca fiind importante a fi aplicate în perioada imediat următoare pentru a îmbunătăți gradul de accesare a fondurilor europene. O să vă prezentăm după aceea sub forma de comunicat de presă discuțiile pe care le-am avut cu domnul Comisar European. Dacă aveți întrebări, vă răspundem cu mare plăcere. Nu ne retragem. Vreau să întreb dacă tehnic se poate realiza în Parlament ceea ce a propus președintele PDI Boc, cu sau fără dezbatere alături de dumneavoastră, în comisii juridice, în comisii speciale, de fel la inițierea procedurilor, astfel încât până pe 10 iunie, se poate fi și realizat de acest proces. Ce anume? Nu, vreau să spun încă o dată pentru nu pentru domnul Boc, pentru că domnia sa chiar nu are nicio legătură cu ideea de Constituție. Eu vreau să explic pentru publicul larg.
ca să modifici Constituția, e nevoie de două treimi în fiecare din cele două camere. Fără Uniunea Social-Liberală nu există aceste două treimi. Situația cu modificării Constituției în acest moment este cu atât mai clară, cu cât nu există nici măcar majoritate simplă. Coaliția de guvernare are o majoritate simplă în ambele camere, dar UDMR și minoritățile au anunțat foarte clar că nu votează revizuirea Constituției până la alegerile din noiembrie. Deci nu există nici măcar o majoritate simplă. Cum poate PDL-ul singur să modifice Constituția? Este o întrebare pe care trebuie să o adresați profesorului de drept Emil Boc. Sunt convins că este singurul care vă poate da un răspuns. De altfel, domnia sa, ați văzut că de acum 6 săptămâni știa o mulțime de lucruri pe care le-a aflat aseară. Deci, cred că o să vă spună și astăzi ceea ce a aflat mâine, cum modifică Constituția, având, neavând nici măcar majoritate simplă, cu atât mai puțin majoritate calificată de 2/3. E foarte clar acum, ca să fim foarte clar. Nu se va întâmpla nimic, și știe și Boc chestia asta. A spus-o și el așa, că să nu mai... Știți cum, dacă șeful lui vorbește seara, domnul Boc fiind mai harnic, vorbește dimineața. Dar seriozitatea ambilor este la același nivel. Cred că s-a schimbat. Noi suntem niște arme foarte serioși și tot ceea ce am anunțat atunci, am convenit, am respectat, fără niciun fel. S-a schimbat, dar asta a fost o chestiune agreată de toată lumea. Candidatura la primăria municipiului Tulcea, care revenise ACD, respectiv PNL, printr-un acord și la nivel local, și la nivel central, am convenit să fie dată PSD-ului, deci să fie un candidat PSD. Candidatul la județ. La PSD-ul avea la județul cu. Le-am luat cu din și municipiul, asta, repet, printr-o chestiune agreată de toate părțile. Deci, Și a mai fost o chestiune agreată de toate părțile, în primul rând de Partidul Conservator, care a cedat Partidul Național Liberal candidatura la municipiul Târgoviște pentru a maximiza șansele candidaților chiar și la Consiliul de Țară. Da, asta rămâne însă în ACD, da? În raporturile de ACD, deci la municipii unde aveam 20-20, va fi 21. Păi întâi discutăm și după aceea vă spunem, că putem să vă spunem înainte. De dimineață a avut loc o rundă de negociere. O primă rundă. Nu ne e clar ce vreți să dați în urma acestor negocieri. Noi am spus în mai multe rânduri că Uniunea Social-Liberală este deschisă pentru toate formațiunile politice și nu numai, și civice, care doresc să mă doresc să ni se alăture. Și vom avea în sensul acesta discuții și cu domnul Ciorbea, cu o serie de alți membri ai Partidului Național Țărănesc Creștin Democrat. Nu mă bag aici, pentru că aici e o complicație juridică, la nivel politic, foarte mare. Dar o să discutăm cu dinși și cu vorba domnului președinte Porta, după ce o să convenim ceva, o să vă anunțăm înainte. Dar o să convenim. PNCD-ul stă foarte bine în liniște, înțelegeți. Organizația cea mai amplă... Acum, nu intru acum în aceste discuții, vă promit încă o dată. Dar discuția a fost discuția de USL sau de Domnul Noi am purtat discuții în cadrul USL. Am purtat discuții și cu Domnul Ciorbea și cu alți oameni serioși care doresc să se alăture. Vom vedea dacă vom reuși acest lucru, sub ce formă și ce vom. Deci, Domnul Ciorbea spunea deja că e vorba despre intrarea PNCD-ului în USL. E greu de vorbit. Sigur că din punctul nostru de vedere, domnul Ciorbea și alți colegi ai domniei sale reprezintă incomparabil mai mare măsură decât, să zicem, domnul Pavelescu, ceea ce înseamnă PNCCD. Din punct de vedere juridic, însă, domnul Pavelescu are ștampila și de asta, repet, o discuție este periculoasă. În momentul în care vom găsi, dacă vom găsi formule politice și formule juridice, bine vă mulțumesc. Ce probleme aveți la sectoare de nu au fost finalizate? Nu e vorba, nu e vorba de... La sectorul 6, de exemplu, fiecare dintre... Da, există un candidat de la fiecare... O să vă anunțăm în scurtă vreme, ați văzut că respectăm calendarul,
care sunt candidații comuni, lasă clar. Se cunoaște candidatul pentru primăria generală, probabil că la alții așteptați la acest capitol candidați, nu m-am anunțat și nu. Nu sunt probleme. Sunt în continuare evaluări, discuții pentru a găsi conturile cele mai bune. Eu zâmbesc pentru că până acum ne întrebați de Buzău. Acum, dacă s-a rezolvat Buzău, trebuie să mai găsiți ceva unde rezolvăm și la sectorul 6. Stați liniștiți și o să fiu sigur că da. Posibilii candidați face, noi ne întrebam ieri de ce unul dintre cei trei face o conferință și își anunță intenția. Dar toți trei au dreptul să candideze. Suntem oameni deschiși, se întâmplă că la sectorul 6 chiar avem toți candidați valabili, suntem comunicativi, oamenii își exprimă intenție, nu s-a încălcat cu nimic, omul a spus că s-a hotărât și de fapt nu s-a hotărât și exprimă intenție. Atât pot să vă spun. Dincolo de candidatura domnului Sorin Oprescu, de faptul că la Consiliul General vom avea o paritate de 1-1 între PSD și ACD, de faptul că cei doi primari în funcții, bineînțeles că sunt candidați, că știu că mă întrebați mereu de domnul Vanghelie și nu vreau să las vreo neclaritate, iar celelalte patru sectoare, două vor avea candidați de la PSD, două de la ACD. Și stabilim până pe 7 aprilie, când ne lansăm toți candidații, practic. Ce e valabil pentru domnul Vanghelie, e valabil și pentru domnul La Timișoara a rămas domnul Robu, candidatul PNL-ului. La Timișoara, primăria, candidatul la primărie, va fi al ACD, respectiv PNL, dar, repet, nominalizarea și toată formula aceasta va veni la pachet și cu București, pentru că și la Timișoara avem și la județi. Rămânem subiect deschis în sergent Timișoara. Trebuie să rămână ceva, că nu mai aveți subiecte. Deci trebuie. Apropo de Buzău. Vă rog, vă mulțumesc, haideți. Toată ziua, dar ne-a spus că vreo patru. În fiecare zi era o problemă Buzău, acum nu mai întreabă nimeni de Buzău. Domnul Mocan. Căutați atenție. Ați discutat, domnule președinte, de ce nu ați acceptat să fiți prim-ministru? Corect. Așa, mă rog, ziceți, domnule președinte, vă rog. Dacă domnul Mocanu se autosuspendă, dacă ar dori să candideze pentru Consiliul Județean din postura de independent, cum a anunțat. Nu poate să candideze ca independent fiind membru de partid. Deci candidează independent, e dreptul domniei sale constituțională. Se poate autosuspendă. Uniunea Social Liberală, Uniunea Social Liberală are candidați comuni și la județ și la municipiu, președință de județ. Eu sunt foarte bucuros că la primăria municipiului reședință, candidat al USR este domnul Boșcodeală și lucrurile din acest punct de vedere sunt foarte clare. Nu vreau să pozez sau să fiu fals, cum sunt alți oameni politici mai importanți decât mine ca și funcție, și să vă spun că sunt fericit de soluție. Dar este o discuție pe care am avut-o, o respectăm și nu pot decât să-mi doresc ca Uniunea Social Liberală să obțină cât mai multe voturi și la Buzău, așa cum sper să obțină peste tot în țară. Deci, în parte, nu vreau să fiu fals, să vă spun că sunt foarte bucuros. Tocmai de aceea am precizat că sunt bucuros de candidatura domnului Boșcodeală. Dar, în același timp, așa ne-am înțeles, așa mergem mai departe. Eu v-am înțeles din punct de vedere al USL-ului. Dar da. Domnul Mocan este membru pe PSD. Se poate autosuspenda din funcție, cum a fost în Evanghelie. Numai dacă devine prim-ministru. Nu, vorbim foarte serios acum. Păi vorbim foarte serios. Dacă se autosuspendă și vrea să candideze pentru CJ, îl veți exclude sau ce se întâmplă mai departe? Îl veți lăsa să candideze? Care este problema? PSD-ul e un partid ceva mai serios. Suntem organizați. Ce veți face? Să fac ce? Dacă domnul Mocanu se autosuspende. Domnul Mocanu nu a anunțat, dar nu și-a depus nicio candidatură. Ok. Dacă își va depune o candidatură, nu și-o depune din partea USL, și-o depune independent. Dacă ești independent, într-un mod logic, nu ești membru de partid. E foarte simplu. Nu înțeleg ceea ce ar trebui să mai chemi. Partidele din USL, împotriva unor candidați care sunt comun acceptați de USL, nu poate niciun membru de nostru, nici liberal, nici conservator, cred, să candideze și să mai fie în același timp. Dacă mai aveți întrebări în legătură cu... Da, haideți că aici nouă cu destăinirile domnului Băsescu, că cu clasicile astea. Deci nu este niciun fel de problemă. Noi vom adopta. Adică asta ne propunem, asta vom propune congreselor. La cele trei congrese.
documente care, documente politice, în care va fi prevăzut foarte clar că ne angajăm să nu colaborăm în sensul de a fi la guvernare împreună, în sensul acesta, nu de a discuta, că sunt situații care și acum nu discută. Vorbim de colaborare guvernamentală cu Partidul Democrat Liberal. Aceste documente, pentru că vor fi adoptate de congrese, că de asta și facem congrese, adică organisme statutare supreme, vor avea forță ca și cea statutară. Dar nu ne introducem în statut, pentru că în statut nu există. Un statut este conceput pentru a stabili forme de organizare și nu chestiuni strategice sau de opțiuni de colaborare politică. Stabilește chestiuni care țin de doctrină, care țin de modul de organizare. Deci nu există niciun fel de divergență între noi. Și în orice caz, ceea ce e bine să știe toată lumea, suntem cât se poate de fermi. Nu e prima dată când o spunem, acum o vom spune însă la nivel de congres. Nu vom colabora cu PDL-ul. În ce privește Partidul Național Liberal, am văzut tot felul de considerații vesele de la, de la postul dumneavoastră, de la domnul. Nici măcar nu se pune problema, ca să citesc, de a lăsa un offside pe cineva. Pentru că în 2010 eu am candidat în Partidul Național Liberal pe sistem de moțiune și moțiunea aia prevede nu doar că nu colaborăm cu PDL-ul, ci că facem tot ce putem, și a fost adoptată de Congres, pentru a elimina Partidul Democrat Liberal din viața politică. Așa că nicio speranță, nicio grijă. Eu de astăzi, constatând că dacă nu bagi pe cineva în seamă că ți se pare neserios, înseamnă că l-ai refuzat. Așa încât eu de acum încolo o să vă bag în seamă de fiecare dată când mă întrebați că se rupe USL-ul, că mă cer cu Crin Antonescu, că suntem dușmani. O să vă spun, da, așa este. Cu speranța că în felul acesta putem să trecem. În fiecare zi, când sunt la Paris, la reuniunea socialiștilor cu François Hollande, breaking news, se rupe USL-ul. Când sunt la Craiova, breaking news, s-au certat unde cu Antonescu. O să vă spunem, dacă poate în felul ăsta puteți vorbi de lucruri serioase. Că altfel, în fiecare zi auzim cum se... Tot de bine că am dus la rătunire electorală Sarkozy eu. Mulțumim. Da. Este publică de astăzi? Sau da, vă dau secretarii generali. Secretarii generali? Noi suntem doar plătătorii lor de nominalizați.